Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului că ne-a dat harul în dimineața aceasta să fim la cel mai profund moment a bisericii pe pământ în relație cu Domnul. Să stăm la masa Domnului și spunem în dimineața aceasta, Doamne, îți mulțumim că din nou putem să stăm în părtășie cu Tine. Deși credem cu toată inima că e cel mai profund moment al bisericii, să știți că nu-i lipsit de atacurile celui rău. Știți că noi ne gândim că la masa Domnului liniște și normal așa ar trebui să fie. Ar trebui să fie un moment profund. Dar uitați-vă și la cina cea de taină, când Domnul Iisus serba cina cu ucenicii, totul era profund, da? Ioan pusese capul pe pieptul Domnului, parcă totul așa era o gamă minoră la orgă, cânta cineva în surdină. Se așteptau să pună mâna pe mâncare, totul era profund. Așteptau povestea din vechime și dintr-o dată Domnul, știți ce spune? Unul din voi mă vinde. Mâna celui ce mă vinde, întinde mâna cu mine în blid. Este cu mine. Dintr-o dată totul se tulbură. Pentru că să știți ceva, frații mei, pe lângă Domnul la cină, vine și diavolul să tulbure. Vine și diavolul să tulbure, credeți că e mulțumit că te-ai pregătit să stai la masa Domnului? Nu! Nu-i mulțumit diavolul și diavolul după tine a urcat pe scări cu tine să te tulbure. Să-ți aducă și o să vedem în dimineața aceasta câteva lucruri cu care diavolul vine să tulbure la masa Domnului. Și mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat, nu te lăsa biruit. Noi suntem la masa biruinței. Și Domnul să ne dea biruință în dimineața aceasta, să înțelegem că deși diavolul e pe urmele noastre, noi trebuie să grăbim pasul spre împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă El e în spatele nostru, să nu ne mai uităm în spate, ci să ne uităm înainte, la Cel ce a biruit. Mărit să fie numele Domnului! În textul care l-am citit de Faraon și plecarea poporului Israel din Egipt, o să găsim câțiva pași. Îl vedem pe Faraon care o băga bețe în roate și o să-l vedem pe diavolul care ne bagă și nouă bețe în roate. Eu aș vrea să zic să fim toți, să nu avem niciun băț la roată. Să merge așa fără nicio problemă. Dar o să vedeți că ne regăsim în mesajul acesta. Și să știți, diavolul, primul lucru care vreau să-l ținem minte în dimineața aceasta, vine și lovește cu ce-o lovi Faraon pe izraeliți în Egipt. Primul lucru cu care i-o lovit și ne lovește pe noi, știți cu ce ne lovește? Cu descurajarea. Vine diavolul, tu stai la masă, știi că vine farfuria și începi să plângi. Pentru că te simți descurajat. Auziți ce spune cuvântul Domnului Exod 5:9. Se pregătea poporul Israel și Moise tot vizita pe Faraon. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Faraon dă un decret și spune așa, să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru. Și să nu mai umble după năluci. Primesc izraeliții vestea că Moise i-a ajutat, le-a dat supliment, nu le-a dat al 13-lea salar, nu le-a dat primă de sărbători, ci din cauza lui Moise, că Moise, așa au perceput ei, că din cauza binefacerii lui Moise, omului Dumnezeu, lor li s-au mărit muncile. Știți ce apare în viața izraeliților? Deznădejdea. Apare descurajarea. Vine Faraon și zice, mult de lucru. Mult de lucru. Să știți, frații mei, poate încheiat 2021 descurajat și a început 2022 tot descurajat. Pentru că ai lucruri care ți le-a adus diavolul în viața ta. Ai anumite lucruri care le duci de ani de zile și ești tot descurajat. Strigi după ajutor și parcă munca se mărește tot mai mult. Pentru că diavolul, știți ce vrea? Vrea să ne depărteze de împărăția lui Dumnezeu. Vrea să ne depărteze de relația cu Dumnezeu. Te uiți în viața ta, poate ai dus anul trecut pe cineva drag la groapă. Ți-ai dus copilul, ți-ai dus soțul, ți-ai dus soția, ți-ai dus părintele și ești descurajat. Ai plâns pe marginea gropii și stai la masa Domnului, poate ai stat și în decembrie și ești descurajat. Ești descurajat, nu găsești punctul de sprijin. Pentru că diavolul ne muncește, frații mei, la nivelul minții, la nivelul inimii. Ca să ne tulbure la masa Domnului, să nu-ți găsești echilibru. Vine și îți aduce tulburarea, îți aduce boala în trup și vine și te macilă la nivelul minții. Dumnezeu nu te iubește. Din cauza lui Dumnezeu treci tu prin situațiile astea. Și tu stai la masa Domnului plângând și descurajat. Ar vrea în dimineața aceasta să înțelegi
că Dumnezeu ne cheamă să privim dincolo de situațiile prin care trecem. Pentru că Dumnezeu, dincolo de munca lor mărită, Dumnezeu le-a făcut promisiuni mari și a zis, mâna mea puternică vă va scoate din brațul lui Faraon. N-ai vrea în dimineața aceasta să spui, Doamne, întinde-ți mâna ta peste mine, peste descurajarea mea cu care a venit diavolul în anul trecut, care a început diavolul în continuare să te descurajeze în 2022. N-ai vrea descurajarea ta, boala ta, să o pui în mâna lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, și dacă diavolul mă muncește, și dacă diavolul vine să mă trântească, atât am dat de lucru, că vrea să mă trântească, eu am promisiuni din partea ta, că va veni o zi în care vei elibera ființa mea. Poate duci o boală grea în trupul tău, poate duci suferință și nu poți vorbi cu nimeni. Poate mulți din jurul tău nu cunoaște situația prin care treci. Vreau să-ți spun că Dumnezeu este Cel care cunoaște situația. Că El l-a trimis pe Moise și a zis, Moise, du-te și spune-le că strigătul lor a ajuns la mine. În descurajarea ta nu te opri să strigi către Dumnezeu. Că vine o vreme în care Dumnezeu își va arăta puterea. Slăvit să fie numele Domnului. De ce Dumnezeu îl lăsa pe Faraon să se împietrească mai tare? Că zici, Doamne, ok, dar putea să facă Dumnezeu să le dea drumul. De ce l-a împietrit Dumnezeu pe Faraon? Știți de ce? Să nu se laude, bă, eu v-am ajutat. Până la urmă v-am dat totuși drumul. Până la urmă o găsit medicul soluția. Până la urmă am găsit o cremă prin Germania. Până la urmă mi-au trimis medicamente din America. Așa facem noi. Că ne mai ajută Faraon. Dar nu vedeți că Dumnezeu în anumite situații împietrește inima omului ca să-și arate puterea lui. O zis, eu o să vedeți că numai eu vă voi scoate din mâna lui Faraon. De aia l-a împietrit Dumnezeu pe Faraon. Poate ești nemulțumit în vremea aceasta. Poate în casa ta ai numai cuvinte de reproș, de nemulțumire. Îi aici lângă Timișoara, aproape de orașul nostru, îi un băiat de 30 și ceva de ani. M-am gândit că atunci când o să mai aud pe mulți că se plâng și descurajați și nemulțumiți, o să vă rog să îmi spuneți că vă duc la băiatul ăsta acasă. Îi un băiat de 33 de ani, 34, căsătorit de câțiva ani, s-a îmbolnăvit de cancer. E într-o stare gravă, are pe el două pungi medicinale care îl ajută să trăiască, să-și ducă viața de zi cu zi. E un băiat tânăr, cu o soție tânără, și am mers și l-am vizitat, știind de el, am mers și l-am vizitat. Și am intrat în casa lui, deși era boala în trupul lui, se simțea în aer o pace, o liniște. Am fost cu soția împreună la ei acasă. Și din discuția am mai povestit cu ei, la un moment dat îl întreb, zic, Cosmin, v-ați rugat Domnului ca să vă vindece? Să te vindece? Nu v-ați rugat Domnului, nu a venit cineva sau să merge, să vă rugați cu mai mulți frați să se roage pentru tine și tu să te rogi. La care Cosmin se uită la mine și lăcrimează ochii și îmi spune așa, Dani, eu nu mă mai rog de mult lui Dumnezeu să mă vindece. Și am zis, cum să nu te rogi? Și au zis, de mult nu mă mai rog lui Dumnezeu să mă vindece. Dar ce te rogi? Și au zis ce mi-au zis, un băiat de 30 de ani, cu nevastă, fără Mercedes în curte, fără BMW, fără vilă. Au zis, eu mă rog lui Dumnezeu să mă ajute întotdeauna să fiu în voia lui. Frații mei, m-am uitat la el și m-am uitat la mine și am zis, nu mai vreau nimic, Doamne. Parcă prea cer prea multe. Parcă sunt atât de nemulțumit și ăsta cu canci cu două pungi pe el. Un om atât de slab, abia se ținea pe picioare. Și a zis, eu nu mă rog pentru vindecare. Și eu mă rog, eu am promisiuni din partea lui Dumnezeu că eu o să ajung în cer. Eu vreau să fiu în voia lui Dumnezeu. Nu vedeți că diavolul aduce descurajarea ca să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu? Din grădina Edenului diavolul a adus descurajarea să-i facă pe primii oameni să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. O venit și o zis, oare o zis Dumnezeu așa? Nu cumva stai și tu în vremea aceasta și te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu? Vezi cuvântul lui Dumnezeu undeva departe, departe, undeva promisiunile lui Dumnezeu le-ai uitat cu ani în urmă. N-ai vrea în dimineața aceasta, în 2 ianuarie 2022, să-ți activezi promisiunile din partea lui Dumnezeu și să te încrezi din toată inima în cuvântul lui Dumnezeu? Nu mai lăsa pe diavolul cu descurajarea să vină la masa Domnului, să te descurajeze, să-ți simți boala în trup cu pâinea în mână, cu azima în mână.
Și bazează-te în dimineața aceasta pe promisiunile lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul vine și ne aduce descurajarea ca să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Aduce descurajarea ca să nu mai luăm cuvântul lui Dumnezeu ca mesaj din partea lui Dumnezeu. Și ca mesaj din partea oamenilor. Am mai auzit asta. Știu, aceleași cuvinte le spun toți predicatorii. Aceleași îmbărbătări, aceleași încurajări. Și dăm biruința lui Dumnezeu, o dăm la o parte. Și rămânem cu descurajarea. Vine diavolul și ne aduce descurajarea. Ca să crezi că din starea ta nu te mai poate salva nimeni. Câți nu stau în casa lui Dumnezeu, poate la masa Domnului, și-s descurajați. Știu situația în care se află și nu mai au puterea să creadă că Dumnezeu îi poate ridica din starea aceea. Sora mea, fratele meu, în dimineața aceasta nu lăsa pe diavolul să pună sămânța descurajării. Că a venit faraon și a zis să-i muncim. Vine diavolul și te chinuie, te muncește, să nu te poți bucura la cântare, să nu te poți bucura la predică, să nu te poți bucura la masa Domnului și îți aduce descurajarea. Auziți ce spune cuvântul Domnului, Exod 6, cu versetul 9, e un verset frumos. Să vedeți cum e o descurajat lucrul acesta, 6 cu 9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Le-a vorbit bine, stați liniștiți. Dar auziți aici, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau, ce-au făcut? I-au împiedicat să-l asculte pe Moise. Moise le vorbea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea poporului prin Moise. Dar zice Biblia că deznădejdea, ce-au făcut? Nu le-au deschis porțile, ci le-au închis porțile inimii. Să nu înțeleagă, să nu creadă, să nu asculte. Deznădejdea. Nu cumva ești deznădăjduit. Nu cumva ești descurajat în vremea aceasta. Poate ai datorii. Poate te gândești cum îți plătești datoriile în anul acesta. Poate ai bani de dat înapoi și nu mai reușești. Ai luat bani pentru copii, pentru medicamente, pentru mâncare și ești într-o stare de deznădejde. Vreau să vă spun și să vă îndemn. Nu e o cântare frumoasă pe YouTube, ascultați-o. O cântă familia Piu, Sorin cu Daniela, ori fost ei și acei la noi de la Botoșani. Au o cântare extraordinară care mie mi-unge sufletul ori de câte ori o ascult. Care spune, când te apasă îngrijorarea, spune-i lui Iisus. Când norii negri îți întunecă zarea, spune-i lui Iisus. Spune refrenul la cântarea aceasta, spune-i lui Iisus și în grija lui te lasă. Spune-i lui Iisus că lui de tine-i pasă. Poate te uiți în jurul tău și ai început descurajat. În dimineața aceasta să facă Domnul descurajarea ta să se oprească. Pentru că noi avem un Dumnezeu al biruinței. Un Dumnezeu care ce spune se împlinește, mărit să fie numele Domnului. Prima lovitură și primul lucru cu care ne lovește diavolul. I-a lovit faraon și pe izraeliți în Egipt și ne lovește diavolul și pe noi în vremea aceasta. Îi descurajarea. În al doilea rând este tulburarea. Diavolul după ce te descurajează vine și te tulbură. Știți că un om descurajat e vulnerabil ca să fie tulburat? Auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 25. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru, dar au început să-i tulbure. Unde? Aici? În țară. Pe ei ori venit cu planul din partea lui Dumnezeu și au zis, noi avem cale de 3 zile, noi trebuie să ieșim, noi trebuie cu tot, cu unghii, cu tot, cu unghiere după noi, cu tot, tot luăm și ieșim. Mergem să aducem jertfă. Și a venit faraon să-i tulbure. Întâi i-a descurajat, le-a mărit muncile și după aceea i-a fost pradă ușoară. Dar știți ce a fost bine? Că a fost Moise care nu s-a tulburat. A fost Moise care nu s-a tulburat. A zis, da, aduce jertfe, Doamne, aici. La ce să vă mai chinuiți? Vă mai chinuiți să mergeți 3 zile? La ce să mai consum motorină? Nu vedeți că tulburarea asta s-a transmis de la faraon până în ziua de astăzi? Până în ziua de astăzi căutăm o relație cu Dumnezeu din asta ușoară. Nu fie grea. Nu multe programe, nu mult stat la rugăciune, nu mult, puțin, domne. O zis faraon, nu vă mai deplasați, domne. Stați aici. Ați auzit celebra vorbă, mă pot pocăi și unde? Acasă! Pot să mă rog și acasă! Faraon a inventat-o! Faraon le-a zis, puteți, domne, să fiți ca ea de la biserică, fără să mai mereți la adunare!
Puteți să fiți ca ăia care se roagă fără să vă mai rugați. Poți să fii ca ăla care postește fără. Nu vi se pare cunoscut? De câte ori n-ai zis? Da, Doamne. Însă cei care ne urmăresc pe internet și sunt starea aceasta. Nu ăia care trebuie să vină după masă. Ăia care rup legătura cu biserica. Ăia care rup legătura cu cuvântul lui Dumnezeu. Și au început, ce-i ciudat, zici că și-a deschis faraon școală de teologie. Dom'le, îți dă hermeneutica lui, să dă interpretarea lui cum vrea el. Dom'le, acum ai... Da, de aia sunt atâtea biserici care... Dom'le, zici, de unde au ieșit ăștia? Știi de unde? De la faraon de la școală. De la faraon de la școală. Dom'le, merge, nu mai te deplasa, nu mai te obosi. Putem un singur program pe toată săptămână. Numai, ușor, subțire, Dom'le. Acum toată lumea caută și mâncare ușoară, dar știți că se caută și pocăință? De care? Ușoară. Știți că faraonul e dispus să-ți dea numai formă religioasă, fără conținut. O zis, nu mai contează unde. Contează să vă rugați, Dom'le. Păi rugați-vă că nu vă oprește nimeni. Dar nu plecați. Nu depuneți efort. Nu depuneți, nu cumva să faceți efort. Știți că noi avem o cântare care spune, dar n-am ce-ți da, dar n-am ce-ți da decât inima mea. Tătai o cântăm de ani. Doamne, nimic, n-avem, nu ne căuta că n-avem. Nu ne mai controla că n-avem. Tot cu aia venim de 20 de ani, tot cu aia venim de 30 de ani. Noi suntem slabi, suntem fără putere. Uitați-vă, Moise, deși vorbea greu. Ăsta nu făcuse logopedie, avea greutățile lui. Dar știți ce îmi place? Faraon nu a putut să-l tulbure. Știți ce îmi doresc? Diavolul să nu poată tulbura Elimul. Biserica Domnului să nu fie tulburată de diavolul. Să n-aibă putere, deși vine să ne atace. Dar întotdeauna să fim oamenii. Moise vine și rămâne ferm în fața lui Faraon și știi ce spune? Nu tu ne dai forma, Domne. Nu tu ne... Atât am negociat cuvântul lui Dumnezeu că am rămas, nu mai știm încotro să luăm. De ce? Trăim o vreme de tulburare. Pentru că mulți s-au lăsat tulburați. Când au venit deznădejdea, am luat tot ce a venit în cale. Nu, e bine așa, te simți mai bine, dar cum te-ai simțit la noi la biserică? Foarte bine. Noi nu trebuie să ne simțim bine la biserică. Noi trebuie să ne simțim în prezența lui Dumnezeu. Și când ești în prezența lui Dumnezeu, te uiți la tine ca în oglindă. Și zici, parcă ceva nu e în regulă la mine. Noi nu venim să ne simțim. Noi nu avem programe să ne facem. Numai faraon îți dă programe faine. Numai faraon îți dă slujbă din asta subțire, dar care zici, Doamne, mi-a plăcut. N-ar vrea să ne pleacă. Ci ar vrea la casa lui Dumnezeu să simțim pe Dumnezeu prezent. Să simțim că noi rămânem în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Îi un băiat, e în Germania, sunt convins că ne urmărește acum pe internet totdeauna și el îi lipit de biserica Elim și a venit aici la Timișoara, fratele păstorul m-a amintit de multe ori de el, de băiatul acesta, au venit, au avut probleme cu droguri, cu tot fel și fel de lucruri, au vrut să-și pună capăt zilelor și l-am adus aici la biserică. A intrat în birou un om și din birou a ieșit alt om. Și lucrează în Germania de 15 ani ca bucătar, e un foarte bun bucătar, știu, Daniel, că ne urmărești și ne asculți. Dar să vedeți cum o lucra Dumnezeu în viața lui, ca să înțelegeți când ne întâlnim cu faraon ce decizii trebuie să luăm. După ce Domnul i-a schimbat viața și mi-am pus gând pentru el, dacă nu a reușit anul ăsta, măcar poate în 2022 să vină în decembrie, să-și ia bilet și să vină la seara mărturiilor, să spună cum Dumnezeu i-a schimbat viața. După ce Dumnezeu i-a schimbat viața, în inima lui s-a trezit un sentiment de rugăciune. Și Dumnezeu i-a vorbit într-un vis că vrea să-l umple cu Duhul Sfânt. El lucrează acolo la un neamț, la un om fără Dumnezeu, nu, un ateu, nu crede în Dumnezeu. Și într-o zi, numai ce venise din concediu din România, s-a dus înapoi și i-am zis la neamțul, vezi că mi-au bilet și plec înapoi în țară. S-a zis, cum să pleci? Zice, acum ai fost, am dat concediu, n-ai cum să pleci. Și a zis, ba da, mă duc. Și a zis, dar de ce vrei să mă te duci? Zice, n-am putut să-i explic că vreau să mă duc la stăruință. Că vreau ca Domnul să umple ființa mea cu Duhul Sfânt. Zice, n-am știut cum să-i zic și am zis, vreau să mă duc să mă rog. Și a zis, cum să te rogi? Mergi iar până în România să... Dar te poți ruga aici? Și a zis, nu, eu trebuie să mă duc în România. Că Dumnezeu mă cheamă să mă duc în România să mă rog. S-a uitat la el și a zis, tu ai nebunit, mă. Tu numai în România te poți ruga. Și a zis, da, numai în România.
și au luat bilet, au venit în România, au mers unde se făcea stăruință în perioada aceea și în prima seară Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că să știți ceva, când Dumnezeu are un plan pentru tine, dacă rămâi în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu dă greș. Slăvit să fie numele Domnului! Ar vrea să înțelegem în dimineața aceasta că Faraon îți spune, tu te poți ruga și acasă, nu-l mai suporți pe păstor, nu-l mai suporți pe predicatorul lung, nu mai suporți pe toată lumea. Tu ia lucruri faine, ușoare. Și vine diavolul și tulbură. Câte case nu sunt tulburate. Uitați-vă, cei mai mulți care sunt tulburați în familie au legătură cu casa lui Dumnezeu, rar sau deloc. Rar sau deloc. Au ocazional, așa din când, la cina Domnului. Când rupi legătura cu planul lui Dumnezeu, ce îți spune Dumnezeu să faci, ești o pradă ușoară pentru cel rău. E diavolul pe urmele tale și e foarte lesne de a te prinde. Al doilea lucru care vi l-am spus în dimineața aceasta, a doua lovitură cu care vine diavolul la inimile noastre, la cina Domnului, vine cu tulburare. Au venit la Moise și au zis, rugați-vă aici. Nu, noi nu aici trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să ne rugăm unde zice Dumnezeu. David a zis, voi intra cu cântări de laudă pe porțile tale. Păi pe care porți să intri dacă tu stai acasă? Pe care porți să intri dacă acasă nu deschizi cuvântul lui Dumnezeu? Dacă acasă nu te poți pocăi și acasă? Nu te poți. Uitați-vă câte lupte, câte rogi acasă, mai mult decât te rogi la biserică. Care e relația care o ai acasă? Mai profundă decât o ai în casa lui Dumnezeu? Să ne ajute Domnul să fim ca Moise, oameni netulburați de Faraon, oameni netulburați de lumea aceasta. O zi, nu mă tulburi. Orice plan, vii, eu rămân credincios planului lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. A treia lovitură cu care vine diavolul și a venit și la poporul Israel, a mai venit cu o lovitură. Știți ce a făcut Faraon și face diavolul în vremea aceasta? Vrea să ne dea lovitura, să ne pierdem direcția. Auziți ce spune cuvântul Domnului în 8:28, aceea în Exod, spune cuvântul Domnului așa. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați, dar ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Numai nu vă depărtați prea mult. Adică Faraon a vrut să le piardă direcția. A zis, voi vreți să mergeți 3 zile? Vă las să plecați, dar nu 3 zile. Mai negociem. Uite, vă depărtați, dar nu mult, nu mult. Ușor, domne, ușor, nu mergi prea mult. Nu te du. Se spunea și la botez în apă. Câți n-au fost care au zis, te las să mergi la biserică. Nu cumva să intri în apa botezului. Nu cumva să mergi prea mult. Nu cumva să-ți schimbe Dumnezeu viața. Știi ce face diavolul? Și în vremea aceasta. Vine diavolul și îți dă dreptate parțial. Mergeți, dar nu mult. Mergi, du-te la biserică, du-te să fii prezent, mai cântă și o cântare. Poți să dai și un îndemn, poți să fii prezent, activ, dar nu prea mult. Nu cumva să lași cuvântul lui Dumnezeu să te schimbe. Nu cumva să simți prezența lui Dumnezeu. Eu zic de Faraon, mergeți, dar nu mergeți mult. Vă rugați și pentru mine. Auzi, când auzi pe Faraon că îți spune, oameni buni, la voi la pocăit, rugați-vă și pentru mine. Păi zice, da, domnule, ăsta, e un spiritual, care e nevoie de rugăciune? O zis, Moise, o zis, nu, tu nu-mi pierzi direcția, nu tu-mi trasezi direcția. Câți n-au schimbat direcția în vremea aceasta? Și stau la adunare. Stau în casa lui Dumnezeu, dar direcția lor e schimbată. Vin la casa lui Dumnezeu și zice, ce spun? M-a opărât cineva. O zis cineva de mine. De ce? Pentru că diavolul nu te lasă să depășești nivelul care ți l-a trasat el. Nu te lasă să-l depășești. Du-te, roagă-te. Tu crezi că dacă ai venit la casa lui Dumnezeu și ai stat 3 ore în casa lui Dumnezeu, e suficient. Nu e suficient. Pentru că Domnul a spus ce trebuie să faci. Dacă vii la casa lui Dumnezeu, dacă vii la masa Domnului, noi nu numai stăm la masa Domnului, ci noi suntem încolonați spre împărăția lui Dumnezeu. Noi avem o direcție și Moise i-a zis, nu mai tot întrage tu linii, pe unde să mă duc? Nu? Dar ne duce după, cum e, domne, îi faci și acolo, îi faci și dincolo. Parcă îi place mai mult dincolo decât aici. Nu vedeți, stă plin de liniuțe. Știți că Dumnezeu e specialist în a trasa direcții? Știți că Dumnezeu e specialist în a trasa direcții? Dar diavolul, știți că e specialist să șteargă direcțiile, să șteargă liniile. Zici că o lucra la azur.
cu diluant, nu? Cum o trasa Dumnezeu o direcție, vine cu diluant, îți dă. De multe ori veneam noaptea de la evanghelizări și în anumite porțiuni de drum, știți, sunt anumite porțiuni care sunt asfaltate, sunt bune, dar nu trasate. Cel mai greu conduc, mai ales dacă plouă. Dacă plouă și nu-i trasat drumul, vezi foarte rău. Știți ce-mi place atitudinea lui Moise? Și ar vrea să fie și atitudinea noastră. Nu l-o lăsa pe faraon să-i șteargă linia și nu l-o lăsa pe faraon să-i traseze alte linii. Uită-te în dimineața aceasta. Uită-te în ce direcție mergi. Uită-te cât mergi spre planul lui Dumnezeu, spre voia lui Dumnezeu. Și cât mergi după planul tău. După, domne, eu așa cred, așa am primit de la nu știu cine, de la nu știu ce frate dintr-o biserică. Nu, dacă nu e în voia lui Dumnezeu, poate să fie oricine. Noi trebuie să mergem după ce ne-a spus Dumnezeu. Să ne păstrăm viața după planul și după voia lui Dumnezeu. Nu după regulile noastre, nu după cum ne place nouă. Diavolul vine și aduce tulburare. Un om când e tulburat, își pierde în al treilea rând direcția. Știți ce-mi place? Moise. Nu și-au pierdut direcția. O zis Dumnezeu să ieșim toți, ieșim toți. O zis Dumnezeu să mergem trei zile mergem. Noi nu facem după cum zici tu. Păi da, domne, dar uite că vremurile s-au schimbat. Faraonul s-a emancipat, acum mai lasă și el de la noi, de la el, mai lăsăm și noi. Un pic așa trăim în pace. A zis Moise, orice putem negocia. Putem negocia să mai facem niște cărămizi. Putem negocia să mai stăm suplimentar la lucru. Dar nu negociem ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul orice să putem negocia, dar relația cu Dumnezeu și pocăința, mântuirea, să nu negociem. Să rămân așa cum a trasat-o Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Animalul în pădure, când se rătăcește, are o calitate deosebită. Știți ce face animalul? Când e tulburat și e rătăcit. Știți ce face? Se oprește în loc și se orientează. Omul, știi ce face când se rătăcește? De câte ori nu te-ai rătăcit cu mașina și de ce ai făcut? I-ai dat viteză. Crezând că dacă accelerezi, ajungi bine. Nu! Animalul se oprește în loc și se orientează pe unde trebuie să o ia. Poate ești în vremea aceasta tulburat. Poate ți-ai pierdut direcția. Știi ce ar vrea? Și cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și pentru noi în dimineața aceasta. Îi să ne oprim. Oprire. Oprește-te în loc. Și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți arate direcția. Te-ai dus de ani de zile pe direcțiile tale. Ai crezut că te îmbogățești. Ai crezut că o să fii spiritual sus. Ai crezut că o să-ți meargă bine. Și ai ajuns jos. Ai ajuns strântit, ai ajuns ruinat. În dimineața aceasta Dumnezeu îți spune oprește-te că vreau să-ți vorbesc. Oprește-te că vreau să-ți dau direcție. Nu mai lăsa direcția pe mâna lui Faraon. Nu mai lăsa direcția vieții tale pe mâna celui rău. Și încredințează din ziua aceasta viața în mâna lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, trasează Tu liniile vieții mele. Dă-mi Tu direcția de care am nevoie. Nu aia care mi-o place. Nu cum îmi place. Că de multe ori Faraon îți dă, de cel mai multe ori, îți dă ceea ce îți place. Dar Dumnezeu îți dă totdeauna ceea ce ai nevoie. Și ceea ce este cel mai bine pentru tine. Să ne ajute Domnul, să nu ne pierdem direcția. Măriți să fie numele Domnului. Și al patrulea lucru, diavolul mai vine cu o lovitură în viața omului. Vine diavolul să lovească. O lovit și poporul Israel și încearcă să ne lovească și pe noi. Știți cu ce? Cu viața compromisă. Să stai la masa Domnului și să ai viața compromisă. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Exod 10 cu 24. Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Vine diavolul, vine faraon la ei și vine diavolul la noi să ne compromită. Știi ce zice? Ok, vrei să mergi, du-te, dar mai lasă ceva la mine. Mai lasă ceva la mine. Tu du-te, cântă, du-te, fă, du-te, slujește, du-te, stai la masă, Domnul. Dar lasă-mi ceva la mine. N-ai vrea în dimineața fratele meu, sora mea, să te gândești ce ai lăsat la faraon. Urmează să stăm la masă, Domnul. Și poate ai lucruri care au rămas acolo. Și te leagă faraon cu el în continuu. Și îți spune, tu ai stat la masă. Dar ochii nu-s ai tăi, i-ai lăsat mie.
Câți nu sunt care stau la masa Domnului și ochii lor nu s-a Domnului, ci s-a lui Faraon. Au rămas acolo în Egipt. Și zice, nu pot, ochii, nu pot. Câți nu stau la masa Domnului, cu mână ia trupul și sângele Domnului și mâinile lui date lui Faraon, că ai lăsat lucruri cu care te agață în continuu. Ai lăsat lucruri cu care te ține legat. Exact ce au zis Irod magilor. Le-au zis, mergeți, închinați-vă și ăsta, teologie faraonică, nu? Au zis, mergeți, închinați-vă și dați-mi și mie de știre să mă duc să mă închin și eu. Veniți înapoi pe la mine, veniți înapoi. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Că un înger al Domnului s-a arătat în vis magilor. Și știți ce le-au zis? Să se întoarcă acasă pe un alt drum. O zis, nu mai dați pe la faraon, nu-l mai lăsa să vagațe, nu mai lăsa să te prindă, nu-l mai lăsa, ci întoarce-te acasă, pe un alt drum. Frații mei, nu știu care sunt lucrurile cu care venim înaintea Domnului, dar Dumnezeu nu se uită cel mai tare spre lucrurile cu care venim înaintea Lui, ci se uită spre lucrurile cu care ne agață faraon, cu care suntem agățați de faraon. Povestea un frate cu ani în urmă, când CFR-ul funcționa destul de bine pe calea ferată, a zis că făcea naveta cu trenul și dimineața când se ducea la serviciu, a intrat într-un compartiment și acolo erau trei bărbați și zice, pentru că era aglomerat trenul, am văzut acolo trei bărbați, m-am așezat și eu, am întrebat, e liber? Zice, unul din bărbați se uită la fratele și îi spune, auzi, știi să joci cărți? Și a zis, fratele, zice, știu. O, zice, Dumnezeu te-a adus. Că zice, uite, vrem să jucăm cărți și nu... N-aveam, ne mai trebuia o persoană. Și fratele s-a așezat acolo, oamenii au făcut cărțile și i-au dat și lui cărțile de joc. Fratele s-a uitat la cărți, s-a pus mâinile la spate și ăștia s-au uitat și au zis, ia cărțile. Și au zis, păi n-am mâini. Păi zic, cum n-ai mâini? Le ai. Și au zis, nu, n-am mâini. Păi n-ai zis că știi să joci. Ba da, știu să joc, dar n-am cu ce. Cum să n-ai cu ce? Uite-ți mâinile la spate. O zis, ăstea nu sunt mele, ăstea sunt ale Domnului. Eu când m-am întors la Dumnezeu, mi-am dat mâinile Domnului. Eu de jucat știu să joc, știu cărțile, dar eu nu mai am cu ce. Asta arată să nu te tulbure diavolul, asta arată să nu rămână ceva agățat. Câți nu s-au întors la Domnul și mai au ceva agățat din trecut? Un pahar, o înjurătură, o vorbă, că așa e vorba în familia lor, nu? Și ceva lucruri cu care te agați, fraților, zâmbim. Dar ăstea sunt lucruri cu care astăzi stăm față în față cu masa Domnului. Știți ce îmi doresc? Să fie cercetarea lui Dumnezeu peste sufletele noastre. Să fie Dumnezeu prezent la masa Domnului în dimineața aceasta și să-ți spună, dă drumul la lucrurile, ia tot ce ai avut, pune-le în mâna mea, nu mai lăsa la faraon, nu vezi cât te chinuie diavolul, nu te poți bucura, plângi că vine masa Domnului. Și vezi în tine lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. N-ai vrea în dimineața aceasta să spui, Doamne, vreau să rup legătura cu viața veche. Vreau să nu mă mai întorc pe la faraon care te-a chinuit, te-a tulburat, te-a descurajat o viață întreagă. Vă aduceți aminte de Lot și de nevastă? S-a într-o zi, Dumnezeu îi cheamă, trimite îngerul să-i scoată din Sodoma. Și iasă și Lot, și iasă și nevastă sa. Dar nevastă sa, nu a ieșit cu totul. Mai avea ceva lăsat acolo în Sodoma. O ieșit, dar spune Biblia că la un moment dat ceva o strigat-o din spate. Ceva, oile, boii, nu știu ce lucruri o strigat-o pe nevasta lui Lot din Sodoma. Că spune Biblia că la un moment dat și-o întors privirea înapoi spre lucrurile care erau rămase acolo. Nu știu care sunt lucrurile care le-a lăsat diavolul cu amprentă în viața ta și tu le-ai lăsat în mâna celui rău și te agață diavolul de ani de zile. Ce folos că o scos-o pe nevastă sa din Sodoma și a murit acolo după ce a trecut ușa, după ce a trecut poarta de intrare. Ce folos! Ce folos că te-ai întors la Dumnezeu, dar încă te mai agață diavolul. Ce folos! N-ai vrea în dimineața asta să-i spui, Doamne, nu vreau să fiu ca faraon, nu vreau să iau lecții de la faraon, nu vreau să fiu ca nevasta lui Lot, nu vreau, pentru că să știți, cu lecții de la faraon nu mergi mult, că el asta îți spune, du-te, dar nu te du mult. Cu lecții de la nevasta lui Lot nu mergi mult, mă treci ușa, dintr-o dată te-ai prăbușit cu totul. Dar îți spun ceva, că dacă azi îți predai toată viața în mâna lui Dumnezeu,
Dumnezeu poate face schimbări în viața ta. Măriți să fie numele Domnului. În toate loviturile acestea există speranță pentru noi. O exista pentru poporul Israel speranță, pentru că Moise nu s-a tulburat. Pentru că Moise, cuvintele lui Faraon nu l-au descurajat pe Moise. El a știut planul lui Dumnezeu, a știut direcția în care trebuie să se îndrepte. Și a știut că el n-are voie să rămână pe drum, el trebuie să meargă cu poporul la destinație. În orice situație rea, dacă ne lipim de Dumnezeu, Dumnezeu are soluții pentru noi. În dimineața aceasta, Dumnezeu nu te scoate afară, ci Dumnezeu vrea să te reabiliteze, vrea să ridice starea sufletului tău. O existat soluție pentru ei și există soluție și pentru noi. Săptămâna aceasta, s-o anunța pentru joi seara, că vom fi la sărbătoare, la botezul Domnului și ne vom aminti. Știți care sunt primele cuvinte cu care îl întâmpină Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus? Când Israelul era într-o stare deplorabilă, când Israelul era într-o stare de decădere profundă, Ioan își ridică ochii și îl vede pe Iisus și strigă cuvintele care au rămas peste generații, o striga și o spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. În dimineața aceasta, indiferent de starea ta, iată mielul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, Hristos poate ridica sufletul tău. Hristos poate da deznădejdea la o parte. Hristos poate să-ți dea o lumină nouă, o direcție nouă, direcția împărăției lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Când nu mai ai la cine să apelezi, există un miel de jertfă. Noi în această zi vom sta în jurul mielului de jertfă. N-ai vrea în dimineața asta să ungi ușorii vieții tale cu sângele lui Iisus Hristos și să spui diavolului, diavole, eu nu mai sunt al tău, de astăzi sunt al mielului, pentru că mielul mi-a schimbat viața, pentru că mielul a rupt legăturile de peste mine, măriți să fie numele Domnului. Noi nu sărbătorim masa Domnului așa ca ritual, Faraon făcea ritualuri, noi nu facem ritualuri, noi vrem să simțim iertarea lui Dumnezeu. Când ne vom ruga înainte de a sta la masa Domnului, aș vrea biserica Elim să simtă cu adevărat iertarea lui Dumnezeu. Să simți că acolo unde ești prăbușit, acolo unde ești trântit la pământ, pune prăbușirea ta în mâna lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, asta e situația cu care mă confrunt. Asta e îngrijorarea care mă trântește la pământ. Asta e tulburarea din casa mea, din viața mea. Pune îngrijorarea în mâna lui Dumnezeu. Poate ți-ai pierdut direcția. Nu mai știi încotro să o iei. Nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Vreau să-ți spun că într-o dimineață se trezește împăratul Nebucadnețar cu un vis teribil, nu-l înțelegea, nu și-l mai aducea aminte, nu mai știa ce să facă. Și-l cheamă pe omul lui Dumnezeu, Daniel. Și Daniel începe să-și aducă aminte, să-i se descopere visul lui Nebucadnețar. Și spune, îți spun eu ce ai visat, îți spun eu cum a fost visul. Și îi spune visul, cu chipul acela mare de aur. Dar îmi place extraordinar de mult în capitolul 2, cum încheie Daniel și spune așa, la un moment dat, împărate, ai văzut în visul tău o piatră desprinzându-se din munte. O piatră care era nebăgată în seamă, o piatră care nu dădeai mulți bani, băia. O piatră ciudată, s-o desprins din munte și coborând, s-o făcut o piatră mare care umplu tot pământul, o izbit chipul acesta și tot s-o sfărâmat. Știți ce reprezintă piatra aceea? Pe Iisus Hristos. Piatra aceea, desprinzându-se din munte, îl reprezintă pe Iisus Hristos. Spune că piatra aceasta s-a transformat într-o împărăție veșnică, care n-are sfârșit. Din împărăția aceasta faci și tu parte și fac și eu parte. Dar în dimineața asta Domnul ne pune față în față cu masa Lui și îți spune care sunt lucrurile care le-ai lăsat în Egipt. N-ai vrea să-L rogi pe Domnul la rugăciune, să-I spui, Doamne, piatra aceea ar vrea să lovească deznădejdea mea în dimineața aceasta. Ar vrea deznădejdea mea să se facă praf prin piatra aceea care se cheamă Iisus Hristos. Hristos să dezlege orice legătură a celui rău. Hristos să dea eliberare poporului său în dimineața aceasta. Și să înțelegem că noi avem o direcție. Noi avem o împărăție spre care ne-am pornit. Și n-avem voie să mergem după toate liniile care se trasează. Și trebuie să mergem după liniile care ni le-a trasat Dumnezeu. Pentru că planul este în mâna lui Dumnezeu. Indiferent cum se clatină omenirea,
Indiferent cum se clatină societatea, planul e în mâna lui Dumnezeu. Măriți să-i fie numele Lui. Ar vrea pentru 2022 cuvântul de ordine, cuvântul de bază să nu fie COVID, ci să fie Iisus. Omul descurajat a strigat către Iisus și a primit încurajare. O striga bolnav, o strigat Iisuse, Fiul lui David. Ai milă de mine și a avut milă de el. Nu știu care e situația vieții tale. Nu știu care e situația sufletului tău. De ani de zile, de luni de zile, poate te zbați în deznădejde. Poate ai tulburări. Poate ești într-o vreme în care nu mai știi încotro să o iei. Poate sufletul tău e năpădit de păcatele Egiptului. Poate sufletul tău e legat cu lanțuri multe. În dimineața asta Hristos să facă eliberare în locul acesta. Mintea ta și mintea mea să fie limpezi pentru a sta la masa Domnului. Nu-l mai lăsa pe diavolul să vină să-ți aducă descurajare. Și în dimineața aceasta, fă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, ultimul verset din capitolul 12, știi ce spune? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Știți cine este binele? Știți cine este binele? Iisus. Iisus este binele nostru. Iisus, jertfa de la Golgota, ne-a făcut bine sufletului nostru. Tu ai biruință, noi avem biruință, biserica are biruință, pentru că El a stat într-o zi pe cruce și astăzi este la dreapta Tatălui. Tu ai biruință în numele lui Iisus Hristos. Noi, casele noastre, avem biruință, pentru că El este biruitorul nostru. Măriți să fie numele Domnului! Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să prelucreze inimile noastre, să cerceteze sufletele noastre și să fie El la cârma vieții noastre, de acum și până în veci. Amin!